Duce mobila la căsuță? Duce mobila, să înceda. Acum aducem ultimele detalii, adică scaunele de masă și două lumini din alea de pus în tavan. Ne apucăm de montat la ele, mai facem scările și mâine dimineață mergem direct și rămânem acolo. Am lăsat-o pe Denis să se vopsească, că doar azi avea loc. Și eu cu Matei mă duc sus. Nu face figuri, Matei. Mergem sus să mai aranjăm una alta până termine aia. Ducem frigiderul, montăm toate prizele ce mai este de montat și cam aia e. Poate mâine seară deja putem rămâne acolo. Frigiderul l-am adus. Să mutăm ușa de pe parte pe alta. Înainte de Marea Mutare, Marea Mutare. Freză nouă, casă nouă, sărbătorile vin. Mâine deja dormim aici, deci e ok. Astăzi am adus frigiderul, mai aducem din chestii, așa încet. Și am venit să fac mobila de bucătărie, că nu mi s-a permis până acum să văd în poze și n-aveam cum să ajung până aici. Am vrut să o vadă așa când e gata, perfect. Era dezastru absolut în casă și acum e curat tot frumos, deci e bine. Sper că nu țin mâna pe microfon, dar e ok. Ne citiți pe buze, dacă nu. Ia să vedem ce au făcut oamenii ăștia. Deci în video ăsta e haos total, că nu știu nici eu ce se întâmplă. Mai avem de făcut curat, de prins robineți, de una alta și trebuie să tot fug și la magazin și așa. Dar e ok, numai că o să fie haos. O să le vedeți voi poate un pic amestecate și filmez mai mult cu GoPro-ul, de aia se vede un pic mai rău, că e greu să am camera mare după mine peste tot, așa că GoPro-ul am în buzunar și am rezolvat problema. Merg la Dedeman să cumpăr niște adaptare pentru ghiuvete, merg să le montez, să pun scurgerile și aia e, ne mai vedem. Am luat niște picioare de masă expuse și le-am cerut ofertă, să vedem ce ofertă ne fac, că nu poți să dai același preț pe un produs care a fost expus deja. Să gătăm cu baia. Bă, dar n-am adus și o... Acesta nu azi nu se poate primi cu mine, frate. De ce? Că nu am la mine ce-mi trebuie. Lasă-o în cad, că nu-mi cape. Lasă-o. Am reușit să mutăm aproape toată mobila și am adus și din haine și din lucrurile de bucătărie. Noi de câțiva ani tot strângem chestii de bucătărie, când vedeam ceva ce ne plăcea deja cumpăram și le-am pus în pod, unde stăteam la ai mei. Și acum când ne-am mutat n-am mai fost nevoit să cumpărăm, cred că aproape nimica sau maxim ceva super mic. În rest aveam absolut tot, trebuie să le aranjăm numai în dulap. Mai avem mâine de prins o lampă pe care am cumpărat-o de la Brico și când am desfăcut-o avea efectiv numai pâlnia și nu avea restul nimic, nimic, că ea era goală cutia.
Am cumpărat două, una din ele avea și una nu avea nimica, deci clar că e o problemă. Acum merg înapoi cu ea, trebuie să montăm aia și să montăm hidroforul afară, că n-am vrut să-l las în caz că e frig, nu l-am băgat în camera lui, în camera tehnică, ca să nu înghețe sau ceva, deși e destul de cald pe aici. Avem și o mică problemă cu sistemul fotovoltaic, adică nu comută de pe... dacă vrem să punem generatorul de backup, nu comută pe generator și el trage totuși de la soare, deși nu e suficient uneori. Să vedem, poate mai cumpărăm încă 4 baterii. Voi n-ați văzut video cu fotovoltaicele, așa că nu știu exact când o să-l vedeți, sau poate deja l-ați văzut chiar acum, deși el a fost făcut de mult. Avem fotovoltaice și curent de vreo 3 luni, dar n-am vrut să-l punem. Bun, cam atâta. Sper că mâine să dormim aici, să vedem cum e. Adică să ne mutăm de tot gen. Ne mai vedem mâine. Dubla 2. Prima dată n-avea card aparatul, deci... Dar chi plânge în mașină că crede că îl ducem la veterinar. Că tot a avut ceva probleme și l-am dus de mai multe ori la veterinar și la urgențe și... Asociază mașina cu veterinarul. Exact, uite. Am păr în gură și peste tot. Uite-l. Gata. Bun, mergem de tot. În seara asta dormim acolo, să vedem cum e. E haos, dar e bine, uite aici și calculatorul lângă noi. Să putem continua să lucrăm. Spune-le, Matei. Spune-le, mami. Dar... Am ajuns. Nu mai plânge nici Darky. Darky. Salut! Te duci la băieți? Hai, da, eu sunt minoritate totală aici. Uite, băieții! Bravo, Darky! Nu tot la tati și la Matei. S-a liniștit un pic, că toate mirosa el. Deci e haos total. Și în două zile Crăciunul! Aici. Ce faci, Matei? Aștepți carbonara? A? Sigur. Mai ales, Matei. Ce fac tu bun la căsuță, prima ta cină? Paste cu legume? Da! Și cu bunii și cu bunul. Și cu mâna, că nu e așa, numai așa. Ca la indieni. Dar nu contează atâta timp cât bagă. Mamă, cum se uită. O venit salteaua de la un product. E imensă și mega grea. Deci ideea e că e atât de mare. I-am zis la Denisea unul de 3 metri, că am crezut că îl putem pune în partea aia. Și o luat imens și nu încape. Aia e. Și așa i-a zis să-și o luat. Am reușit să băgăm Radu. Vârful-i îndoit. Dar nu are nimic, a? Nu mai punem vârf. Îl lăsăm prea așa. Mare, nu mai stăm să tăiem din el, că e prea complicat. Nici nu avem aspirator momentan aici. Acum ni-l aduce. Și ca la țară, uite, cu măturica. E ok, nu-i stres. Important e că avem mâncare de la Cimbru și de la Meet the Jerky, deci și e ok. De la părinți. Și de la părinți, deci e bine. Vă arătăm și mâncarea ce bine arată, excelent, e ok, mai încolo. După ce arătăm și noi excelent, când arătăm excelent, revenim. Mai strângem de pe aici, că încă e haos și ne mai vedem. Step in the spot and watch how they panic. Yeah, we the duo, you know we dynamic. When we outside, we be stopping the traffic. Breaking their necks, them they upset. How them boys doing more when they got less? How they on this and how they on that? How they got this and yeah, how they got that? Too busy watching us, they need to stop that. Talking my shit, you know we gon' pop that. See it, I like it, yeah, I'm gon' cop that. When we on top, how you on top that? Nah, you ain't got nothing on us. I'm steady calling your bluff. Pass me the spliff, need me a puff. You don't want smoke, tell them that's tough. Yeah, yeah. Vai, cărnița asta de la Cimbru cu miroase. Hai, hai, hai.
aveți o gustare bună, nu știu că se vede aici, dar dacă nu pun pe ecran, ne-au adus prietenii noștri de la Meet You Jerky ceva bucăți de carne uscată. Noi le-am desfăcut, că nu ne-am putut abține, dar nu vrea să iasă. Arată cam așa, vin așa ambalate, vidate și excelente pentru bere. Astea le-au făcut special pentru Deni, fără soia, că ea n-are voie cu soia. Mersi! Să vedem cum îi. Excelentă. Nu bem bere, dar merge și la Cuba Libre, că am testat. Gata, e Crăciunul. Vrem să filmăm azi și turul casei, dar nu am apucat să strângem tot și eu sunt obsedată de curățenie, deci prefer să stau să terminăm de tot și abia apoi să vă facem un tur, așa că în video următor urmează turul casei. Așa e, Matei? Sau în celălalt, că în celălalt. La următorul e de Revelion. Ah, corect, corect. Pa, pa, Matei!